Prima ediție a avut loc în Suceava în anul 2011, iar de atunci evenimentul a atras peste 10.000 de vizitatori. Noaptea cercetătorilor le oferă oamenilor de știință posibilitatea de a se conecta cu publicul, iar publicului oportunitatea de a descoperi lumea științei și oamenii din spatele experimentelor inedite. Mi-aduc aminte când în 2012 am organizat prima ediție a nopții cercetătorilor în fața la prefectură, erau doar vreo 10 standuri. Lumea abia afla atunci despre un astfel de eveniment, dar odată ce 2 ani mai târziu am venit aici la universitate, numărul de standuri a crescut mult, numărul de participanți a crescut mult și mă bucur că numărul participanților și a standurilor crește de la un an la altul. Este o bucurie pentru mine să văd atâta lume, copii care au spirit creativ. Sunt încântat de colaborarea profesorilor de fizică, care au venit într-un număr mare, alături de elevii lor, cu diferite lucruri științifice. Iată că la nivelul județului Suceava, spiritul de creativitate este mare și este un bun exemplu pentru întreaga țară. Și în acest sens, alături de Universitatea Ștefan cel Mare și Inspectoratul Școlar Județean Suceava, am produs o nouă olimpiadă națională, și anume Olimpiada de Creativitate în Știință. Proiectul se adresează minților curioase, de la entuziaști la sceptici, și oferă o gamă largă de activități științifice și educaționale. Pe termen lung, evenimentul atrage noile generații către munca de cercetare și activare profesională în acest domeniu, în interiorul Uniunii Europene, și crește respectul publicului larg față de munca nevăzută a cercetătorilor. De la mecatronică la nanotehnologie și funcționarea corpului uman, cercetătorii suceveni de diferite vârste au organizat 35 de ateliere, grupate pe 3 secțiuni, Hands-on, Agora și Sci-Fun. Noaptea cercetătorilor europeni face parte din seria de evenimente finanțate de către Comisia Europeană, prin programul Cadru de Cercetare și Inovare, Acțiunile Marie Curie, și își propune să arate publicului ce înseamnă să fii cercetător și cât de interesantă poate fi munca de cercetare.